Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 16. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, de răbrăspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru. Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Și orice îi vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Frați și surori, este o mare onoare să fii în prezența Domnului, dar este și o mare responsabilitate. Este o onoare prin faptul că poți primi binecuvântarea, iertarea, vindecarea. Este o mare responsabilitate, fiindcă prezența Domnului te obligă. Te obligă la schimbare și la asemănare continuă cu El. Dacă Dumnezeu investește în noi har și profitul nu este sfințenie, atunci noi avem o mare problemă. În seara aceasta, așa cum întotdeauna se întâmplă când venim în sanctuar, Dumnezeu ne cercetează prin rugăciune, prin cântare, prin cuvânt, și așteaptă reacția inimii noastre de pocăință și de smerire. Vă recomand să vă verificați atitudinea inimii ca să nu obosiți în a reacționa la investiția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a pierdut niciodată, a câștigat întotdeauna. Dacă cineva pierde, să știți că sunt oamenii. Fiindcă atunci când nu-i dăm lui Dumnezeu ce este al lui, nu el pierde. Fiindcă în ceruri, un număr infinit de ființe cerești îi dau ceea ce este al lui, slava și gloria. Noi suntem oameni. Nu ne putem compara cu competența și calitatea îngerilor, dar atât cât putem, Dumnezeu așteaptă să ne facem partea. Vă rog, nu obosiți, ci fiți responsabili de investiția lui Dumnezeu, care nu-i mică. În seara aceasta am ajuns la o altă învățătură a Scripturilor, învățătura despre biserică. Această doctrină, ca oricare alta, poate fi abordată foarte tehnic, teologic, însă nu este scopul meu. Vreau să abordăm învățătura aceasta dintr-o perspectivă mai practică, dar în același timp nu renunțăm la explicația tehnică și teologică a acestei învățături. În introducere vreau să spun faptul că cuvântul românesc pe care noi îl folosim, biserică, vine din latinescul basilica, care însemna la vremea aceea casa regelui și era locul unde romanii, care foloseau limba latină, țineau procesele de judecată. Cuvântul din limba engleză church vine din grecescul expresiei kriakos doma, care înseamnă casa Domnului și era locul de închinare pentru creștini. Cuvântul pentru biserică folosit în Noul Testament este eclesia. Îl întâlnim de aproximativ 114 ori în Noul Testament. Și în vremea aceea, când a fost preluat din limba laică și folosit în limbajul biblic de scriitorii Noului Testament,
Era locul unde se țineau adunările generale în care se dezbăteau problemele foarte importante, sociale, politice, economice sau legate de justiție. Biblia preia acest cuvânt cu semnificația folosită la vremea aceea și prin faptul că este folosit în literatura sacră, în scriptură, el primește o semnificație diferită. În cărțile Noului Testament, cuvântul biserică definește adunarea locală. De cele mai multe ori definește adunarea locală, nu biserica mondială, nu biserica universală, ci biserica locală. Asta înseamnă locul unde se strâng sfinții pentru închinare. În terminologia Scripturii, Noului Testament, biserica este locul unde locuiește Dumnezeu prin Duhul Sfânt cu sfinții. În ultima vreme am accentuat în toate ocaziile care mi-au fost puse la îndemână următorul adevăr care mi s-a părut deosebit la vremea la care l-am înțeles. Biserica este locul unde se întâlnește Dumnezeu cu oamenii. Și în același timp, în același loc, există acolo sfințenie absolută datorită prezenței lui Dumnezeu și slăbiciune datorită prezenței oamenilor. Dumnezeu aduce cu el sfințenia din cer la întâlnirea cu oamenii. Timp în care oamenii aduc cu ei slăbiciunile inerente naturii umane în care au trăit în ziua aceea la întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea, în același timp, în biserică există sfințenie, dar nu datorită nouă, ci datorită prezenței Lui. Dar pe lângă sfințenia pe care o dă prezența lui Dumnezeu, există și slăbiciunea omenească. Uneori mai mare, alteori mai mică, dar sfințenia lui Dumnezeu întotdeauna este absolută. Lăudați să fie Domnul! În planul lui Dumnezeu există o singură biserică care însumează totalitatea credincioșilor din toate locurile și din toate timpurile. Aceasta se numește Biserica Universală. Deci, totalitatea credincioșilor din toate locurile și din toate timpurile se numește Biserica Universală. Timp în care totalitatea credincioșilor din toate locurile, dar la un moment dat se numește Biserica Mondială. La fel, totalitatea credincioșilor dintr-un loc se numește Biserica Locală. De pildă, Biserica Betania este Biserica Locală. Toți credincioșii astăzi pe pământ sunt Biserica Universală, Mondială. Și toți credincioșii din toate timpurile, de la început până astăzi și până la sfârșit, aceasta este Biserica Universală. Nu vreau să ne încurcăm în termeni, însă este important să știm lucrurile acestea. Aș vrea în momentele următoare să spun câteva lucruri despre întemeierea bisericii, fără pretenția să prezint un istoric care, sigur, este scris în zeci și sute de volume. Având această intenție, vreau în primul rând să spun în două, trei gânduri ce nu este biserica, chiar dacă pentru oamenii care nu cunosc Scriptura, ei numesc că asta este biserica. În primul rând, biserica nu este o continuare a vechiului sistem de închinare. Împărăția lui Israel, având mai mult un sens politic decât religios, de aceea ucenicii nu au înțeles bine cuvântul Domnului când a fost introdus împărăția lui Dumnezeu. Și tot timpul ucenicii au avut probleme confundând împărăția lui Dumnezeu cu împărăția statului evreu de pe vremea lui David, dând o înțelegere politică, geografică, economică, armată, chiar religioasă, expresiei nou introduse de revelația adusă prin Mântuitorul întrupat. Împărăția lui Dumnezeu nu avea legătură cu granițele geografice
și naționale ale lui Israel. Ei însă au avut o mare problemă să înțeleagă dimensiunea acestei expresii care era în inima lui Dumnezeu, tocmai pentru faptul că împărăția lui Israel a avut mai mult în ultimile secole un sens politic decât religios. Ei au vrut mai mult să-și facă un nume sub soare decât un nume în cer. În al doilea rând, biserica nu este o continuare a sinagogii. Sinagogile există și astăzi și funcționează în paralel cu biserica și între ele nu există nicio asemănare. Pentru a fi posibilă sinagoga, era nevoie de cel puțin 10 oameni. Textul din Genesa, capitolul 18, versetul 32, timp în care, pentru a fi posibilă biserică, era nevoie de 2-3 persoane, potrivit învățăturii Domnului din Matei, capitolul 18, versetul 20. În al treilea rând, biserica nu este un cult. Sunt multe culte în lumea noastră, dar există o singură biserică. Fiecare se consideră a fi biserica adevărată. În al cincilea rând, biserica nu este o organizație, o instituție. În lumea noastră sunt foarte multe organizații, instituții, însă una singură este Biserica lui Dumnezeu. Biserica nu este un edificiu, o clădire. Dumneavoastră știți că sunt biserici istorice care confundă Biserica lui Dumnezeu cu edificiu în care se adună Biserica lui Dumnezeu. De aceea decorează Biserica lui Dumnezeu cât pot mai frumos, încercând să-i dea frumusețe, pentru că în credința lor, clădirea este biserica și încearcă să o facă frumoasă. Timp în care ei, care de fapt sunt biserica cea vie, făcută din pietre vii, își neglijează purtarea înaintea lui Dumnezeu, necinstind în mod constant, prin necredință și neștiință, voia lui Dumnezeu în viața lor. Biserica nu este cultură și nu este tradiții. Am citit un articol chiar astăzi despre un mare gânditor român, calificat specialist în probleme de religie românească, biserică, și el spunea că dacă vrei să cunoști Biserica lui Dumnezeu, trebuie să umbli prin țară și să vezi monumentele, să vezi cultura românească, care este spumoasă în ceea ce privește tradiția, care vorbește despre religie. Biserica nu-i cultură, frați și surori. Biserica nu-i tradiție. Biserica n-are nicio legătură cu chestiunile acestea. Aceasta este o secularizare dusă la extrem a învățăturii despre biserică. Ce este biserica? Biserica este așezarea lui Dumnezeu între oamenii născuți din nou. Biserica reprezintă totalitatea credincioșilor născuți din nou, mântuiți prin credința față de Dumnezeu și a pocăinței față de păcat, în jertfa Domnului Iisus Hristos, și chemați să iasă din mijlocul lumii și să constituie în mod separat, dar nu izolat, un popor ales și sfințit prin sângele Domnului Iisus Hristos și mai apoi angajat într-un proces de sfințire personală. Nu mai vorbesc acum de diferența între justificare ca și eveniment, când Domnul, în urma credinței și pocăinței, oferă sfințirea și Pavel spunea, socotiți-vă sfinți, și procesul vieții de sfințire personală zilnică, în care noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne apropiem de Domnul printr-o viață de neprihănire. Biserica este singura comunitate din lume unde condiția pentru a fi membru este nevrednicia credinciosului. Nu există nicio altă instituție în lumea aceasta unde condiția de a fi membru să fie nevrednicia. Peste tot, condiția este vrednicia. Se creează examene și prin concurență primii se califică, ultimii sunt respinși. Culmea, pentru a fi membru în biserică, trebuie să te califici prin nevrednicie, nu prin vrednicie. Prin nevrednicie personală
ci prin vrednicia Domnului Iisus Hristos pe care ți-o însușești prin credință. Vrednicie care se transferă asupra credinciosului care se pocăiește, care se smerește. Biserica a apărut pentru prima oară în Ierusalim, după înălțarea Mântuitorului, dar și-a început mandatul divin în ziua cincizecimii, la botezul Duhului. La început, biserica a fost formată din evrei, în special evrei din zona de Galilei, partea de nord a lui Israel, respectiv din cei 12 ucenici și din evrei care trăiau în diaspora, dar veniseră la Ierusalim să se închine cu ocazia sărbătorii cincizecimii, o sărbătoare foarte importantă în națiunea lor. Și ei de peste tot unde trăiau în diaspora, în Grecia, în Roma, în Asia, au venit la sărbătoarea națională să se închine și au fost surprinși de revărsarea Duhului și mulți dintre ei s-au convertit și s-au adăugat la Biserica Domnului, adică la cei 12 apostoli. Țineți minte miile de care vorbește cuvântul în Fapte, capitolul 2. Este important să afirm faptul că biserica din Ierusalim, fiind formată din evrei, a fost așezată în centrul iudaismului, drept pentru care a avut un caracter în esență iudaic. Și comparată cu biserica din Antiohia, că acestea au fost cele două centre creștine ale creștinismului primar, biserica din Ierusalim a fost mai predispusă înspre religia iudaică, promovată în sinagogă, pentru că era așezată în centru sinagogal evreiesc din Ierusalim, timp în care biserica din Antiohia, care nu era un centru sinagogal și evreiesc atât de puternic ca și Ierusalimul, a fost o biserică mai deschisă înspre lucrurile noi. De aceea biserica din Antiohia, ca și biserică locală, dar ca și centru creștin, este numită în lumea teologică Biserica Nouă. O să fac câteva sublinieri în momentele următoare, punând în comparație aceste două centre creștine ale bisericii primare. Practicile care caracterizau creștinismul din Ierusalim includeau botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, participarea regulată la învățăturile date de apostoli, părtășia în familii, numită de Luca frângerea pâinii și rugăciuni, Fapte, capitolul 2. Prima conducere pe care a avut-o biserica din Ierusalim a fost alcătuită din Petru și Ioan. Curând după aceea, datorită obiceiului evreiesc care punea presiune la momentul acela, a fost înlocuită cu conducerea bătrânilor, în fruntea cărora era Iacov, fratele Domnului. Citiți, vă rog, Fapte 15 sau Galaten, capitolul 2. Sunt multe texte biblice. Pastorația lui Iacov s-a întins pe cea mai mare parte a vieții bisericii din Ierusalim. A început aproximativ în anii 30, până în jurul anilor 62, când Iacov a fost martirizat. Fapte 12. Pe lângă biserica din Ierusalim, prima de care vorbește Biblia de altfel, întâlnim și biserica din Antiohia, a doua despre care vorbește Biblia. Adunarea de evrei și neevrei de data aceasta. Sau neamuri. Citiți Fapte 11 și Fapte 13. Aici, în Antiohia, pentru prima oară, ucenicilor li s-au dat numele, dacă îmi permiteți, porecla, acesta a fost sensul inițial, de creștini, de la Hristos. Fapte, capitolul 11, versetul 26. Antiohia a devenit trambulina pentru răspândirea Evangheliei printre neamuri și Barnaba a devenit personajul principal care este folosit de Dumnezeu să-l introducă pe fostul Saul, convertit la creștinism, pe drumul spre Siria, care devine în mod rapid apostolul neamurilor. Pavel, ajutat la început de Barnaba, predică Evanghelia peste tot și înființează biserici după modelul din Antiohia. Între bisericile de la Ierusalim și Antiohia a existat o unitate spirituală foarte bună. Apostolii de la Ierusalim au mers în Antiohia și au predicat, citiți spre exemplu Fapte capitolul 11, versetul 27,
Iar frații din Antiohia au strâns ajutoare pentru sfinții din Ierusalim atunci când au trecut prin foamete datorită secetei. Citiți din același capitol, versetul 29. Toate aceste biserici erau supuse autorității lui Dumnezeu manifestate prin Pavel în probleme de crez, în probleme de doctrină. Puteți să citiți 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 8 sau capitolul 13, versetul 10. Însă, și acum, uitați-vă mai atent și ascultați-mă. Administrația locală și disciplina locală erau probleme autonome ale fiecărei biserici locale. Dacă vreți, deschideți acum Biblia la 2 Corinteni capitolul 5 și citiți 2 Corinteni capitolul 2 și citiți versetele de la 5 la 10. Problema administrativă și problema de disciplină a fost absolut întotdeauna problema locală, autonomă a fiecărei biserici. Aceasta a fost învățătura Bibliei. În probleme de crez, n-a existat un Pavel pentru fiecare biserică. Și n-a existat un specific doctrinar. Dar un specific de administrație și disciplină a existat în biserica locală și nu s-a amestecat la nivel de organizație niciodată în vremurile biblice. Din acest motiv, niciodată în Scriptură nu găsim superioritatea unei biserici față de alta. Deși toate au recunoscut biserica de la Ierusalim și Ierusalimul în general ca și izvorul spiritual. Citiți Roman capitolul 15, versetul 27. Negreșit au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei, pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, ale cui? Ale fraților de la Ierusalim. Este de datoria lor să-i ajute și ei cu bunurile lor pământești. Pavel vorbește aici despre izvorul binecuvântărilor care a pornit de la Ierusalim. De asemenea, diferențele dintre apostoli nu au devenit criterii de selecție între ei. Frați dragi, cuvintele care urmează să le spun au scop pedagogic. Dacă cineva le înțelege altfel, este responsabilitatea lui. Uitați ce vreau să spun. În vremurile acelea biblice, când autoritatea Duhului s-a manifestat cu putere pornind o nouă eră dispensațională numită biserica, diavolul a încercat să se strecoare așa cum face și astăzi, provocând discordie și neînțelegere între frați, cu scopul să creeze partidă și să divizeze lucrarea lui Dumnezeu. Dar lucrarea lui Dumnezeu niciodată nu poate fi divizată decât prin lideri. Lucrarea lui Dumnezeu niciodată nu se divizează prin membrii bisericii. Pentru că dacă în fruntea unui grup de membri nu este un lider, grupul acela de membri nu pot fi uniți, numai un lider îi ține uniți și îi alimentează cu resentimente. Și uitați că poporul vrea să se mobilizeze pe grupe de partidă în spatele liderilor proeminenți ai vremii. Apollo, Pavel, Chifa, oamenii reprezentanți la momentul acela, oameni cu nume, oameni cu autoritate spirituală prin care lucra Dumnezeu. Și faptul că unul era mai vechi și altul mai nou, faptul că era unul mai în vârstă și altul mai tânăr, faptul că prin unul se manifesta mai multă autoritate și prin altul mai puțină, n-au fost criterii de selecție. Trebuie să recunoaștem că astăzi sunt vârsta, vremea de când ești în biserică, câte ferestre și câte geamuri ai pus și multe alte lucruri de genul acesta devin principii de selecție care îi fac pe unii mai importanți și pe alții mai puțin importanți. Lucrul acesta, dacă nu vă supărați pe mine, este un lucru murdar, nebiblic și necinstit. Pavel spune, fraților, nu mă comparați pe mine cu Apollo. El n-a avut parte de harul meu. Nici eu de harul lui, dar ce sunt eu și Apollo să mă puneți pe mine, unii dintre voi, mai sus decât el, iar pe el, alții dintre voi, mai sus decât mine? Fraților, nu faceți bine, nu ne comparați, pentru că întotdeauna comparația îl pune pe unul sus și pe unul jos. Noi suntem frați,
Nu ne puneți în conflict să ne urâm, să-l privesc pe fratele de sus cu dispreț și fratele să mă privească de jos cu invidie. Lucrul acesta nu duce la bine. Fraților, nu faceți asta. Că ce sunt eu? Ce e Apollo? Eu îmi fac să seamăn. Apollo la fel, dar cel ce face să crească singurul care e deasupra e Dumnezeu. Astăzi sunt tot felul de criterii de selecție și am inventat tot felul de cuvinte. Eu nu le spun acum ca să nu fiu înțeles greșit, pentru că eu nu vreau să bat apropoul la cineva. Dar eu am chemarea în această biserică să dau învățătură poporului. Și atât cât mă luminează Dumnezeu, spun cu toată responsabilitatea, fără să par îndrăzneț. Astăzi în biserica lui Dumnezeu se atribuie tot felul de titluri care vin din vechime, care vin din vârstă, care vin din merite. Lucrurile acestea în Scriptură n-au fost principii de selecție. Dacă citim în Scriptură despre cum s-a convertit Pavel și cum a avut o intimitate peste 3 ani în pustie cu Domnul Iisus, trebuie să acceptăm că după criteriile noastre omenește era superior lui Apollo, chiar dacă avea doar un duh înfocat. Dar el nu se așează deasupra lui Apollo niciun fel, nu se atribuie niciun titlu de superioritate în fața lui Apollo și el spune: fraților, eu și Apollo suntem doi egali, doi frați care slujim. Singurul care este deasupra, ieșit din comun, diferit, cel care merită toată onoarea și prețuirea, este Domnul, că el face să crească. Dacă îmi permiteți o recomandare frățească, să vă feriți să folosiți criterii de selecție între frații păstori de la Betania. Dacă veți face asta, nu ne veți face niciun serviciu. Nici nouă și nici bisericii. Dacă pe mine mă apreciați ca fiind mai bun în nu știu ce domeniu, faceți un serviciu firii, dar nu Duhului. Noi vedem darurile care lucrează în frați. Noi vedem cum Domnul folosește pe frați. Noi știm câte merite au frații care au fost de la început, care au dat bani, care au stat în spărtură, dar asta nu înseamnă că îi calificăm ca fiind superiori altora, că lucrul acesta distruge frăția, distruge unitatea și promovează firea. Cuvântul biserică, spuneam la început, are mai multe sensuri. Biserică locală, care este autonomă în administrare, în disciplină, dar nu în crez. Crezul trebuie să fie creștin, universal. Este biserică universală, creștinii din toate timpurile, din toate locurile, și biserică mondială, creștinii din toate locurile în același timp. Vreau însă să subliniez că atunci când se vorbește de biserica locală, se vorbește de biserica Betania, de biserica X, de biserica Y, și atunci când se vorbește de biserica universală, se vorbește de toate bisericile. Predicatorii, atunci când vorbesc de biserica universală, ar trebui să folosească cuvântul universală. Că dacă nu folosesc cuvântul biserica universală și dau exemplu despre o biserică, de unde știți dumneavoastră la care biserică mă refer? La biserica Betania sau la altă biserică? Și spun lucruri care vă pun în confuzie și nu știți ce am vrut să spun. Fiecare crede ce îi place. Ori confuzia aceasta nu vine din partea lui Dumnezeu, că cel ce seamănă confuzie niciodată nu e Domnul. Vorbirea noastră trebuie să fie o vorbire lămurită și atunci când cineva se ridică să vorbească, trebuie să aducă lumină, nu întuneric. Trebuie să aducă lămurire, nu confuzie. Pentru că dacă învățătura nu învață, ci creează discordie și suspiciune și vorbe cu 200 de înțelesuri, frați dragi, v-ar place în familia dumneavoastră să se întâmple așa? Copilul dumitale să-ți tot bată apropouri toată ziua? Ce ai crede ca și mamă, ca și tată, ca și frate, ca și soră? Câtă unitate ar fi în familia aceea? Cuvintele de învățătură, cuvintele de prorocie, cuvintele care vin din zidire, din vedenii, din vise, toate acestea
trebuie să dea direcție poporului Dumnezeu, trebuie să dea unitate poporului Dumnezeu și să îndemne împotriva firii și duhurilor care lucrează în văzduhul acesta la înaintarea Evangheliei și la unitatea Bisericii lui Dumnezeu. Acesta este un imperativ la care suntem chemați cu toții. Dar felul în care răspundem este dreptul nostru, este libertatea noastră. Dar această libertate pe care o avem, o vom plăti scump cu faptul că și Dumnezeu are libertatea să pună sub microscop și motivația și atitudinea motivată. Și să pună apoi notă, spunând ușor sau greu. Fiecare dintre noi suntem un învățător, unii suntem învățători declarați, consacrați, datorită chemării publice, și aici există responsabilitatea slujirii în biserică, dar dincolo de asta, fiecare dintre noi suntem învățători în casele noastre, suntem învățători în întâlnirile, împărtășiile noastre frățești. Vă recomand cu multă dragoste când deschideți gura, frați dragi, asigurați-vă că lucrurile acelea ați putea să le spuneți și de aici și să nu vă fie rușine. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.